din ele înseamnă să ai două laturi, nu? Și unghiul dintre ele. Sau invers, câte un unghi și laturile care îl formează. Câte un unghi și laturile care îl formează. Ei, în cazul nostru, se numește cazul întâi de congruență, cazul întâi, și lul se cheamă. Latru, unghi, latru, lul. Da? Câte un unghi și laturile care îl formează. Câte un unghi și laturile care îl formează. Lul. Hai să mai vedem deci cum am construit mai triunghiul. Am avut un unghi de aceeași măsură aici. Am luat în partea aceea de măsură. Deci unghiul de măsură dată. Latura asta am luat-o cât asta. Latura asta cât asta. Și atunci ce ai rezultat? Rapid am constatat surpriza mare, triunghiile acestea sunt congruente. Da? Deci dacă au câte un unghi și laturi care îl formează, triunghiul sunt congruente. Adică și asta va fi cât asta de aici, și unghiul ăsta de aici, cât unghiul ăsta de aici, și unghiul ăsta altul de aici, cât ăsta de aici. Este nemaipomenit că și celelalte trei care intră, care rămas pe din afară, și oricele vor fi congruente două câte două. Da? Ei să vedem cum mai putem noi construi un triunghi, o altă variantă. Ulu. Adică ce înseamnă? Unghi, latura, unghi. Adică să avem o latură aici. Da. Hai să zicem AB. Da, nu. Și o altă latură în partea asta. La fel. La fel de mare. Să avem două unghiuri. A prim și B prim. Dar nu acolo nu este niciun... Și dacă avem unghiurile de la capete, adică unghiul ăsta de aici, să fie cât ăsta de aici. Da? Unghiul de aici să fie cât ăsta de aici. Cu aproximație. Așa. Și pe urmă, unghiul ăsta de aici să fie cât celălaltul. Ăsta de aici să fie cât celălaltul. Surpriza mare, când s-au întâlnit, surpriza mare este că triunghiul ăsta pare să fie identic cu ăsta. Deci, dacă tu ai avut de bază câte o latură și unghiurile de la bază, de la capete egale, perfect egale, atunci când le-ai dus unghiurile, ele s-au întâlnit într-un punct C, respectiv C prim, și ea naște un triunghi, e formidabil, care pare să fie identic cu ăsta. Adică dacă îl suprapun și îl pun, perfect, da? Deci acum tot trei elemente au avut de bază. Doar o singură latură. O singură latură. Așa. Deci o singură latură. Și unghiurile de la bază. Și unghiurile la capetele acestei laturi. Și atunci, deși că triunghiurile sunt identice, adică ce înseamnă? Și latura asta de aici va fi cât asta. Dar cu măsări. Vei vedea că e perfectă. Da. Și latura asta la altă va fi cât asta de aici. Da? Deci asta nu le-ai măsurat tu. Nu le-ai făcut tu, ci le-ai ieșit din construcție. Și asta este spectaculos. Că îndată și latura AC va fi cât A prin C prim, și BC va fi cât B prin C prim, și tot atât de bine unghiul din vârf, unghiul ăsta din vârf, va fi cât celălalt. Deci, în concluzie, și asta va fi cât asta. Ce interesant este. Foarte, foarte interesant. Deci, când construim două triunghiuri și știm câte o latură una dintr-o parte și una dintr-o parte și unghiurile la capete. Unul dintr-o parte că e egal cu celălalt, doilea. Atunci triunghiurile care iau naștere sunt congruente și celelalte elemente vor fi congruente. Ne-am dus astfel în cazul al doilea, cazul întâi, cazul doi. Care este acum? U, L, U. Uite, U, L, U. Da? U, L, U. Unghi, latură, unghi.
și îndată, toate elementele care nu au fost luate în seamă sunt și ele congruente. Dar, uite, cum știi tu că latura asta va fi cât asta? Păi tu știai cum e de aici cât e asta. Și ăsta se uită spre latura asta. Ăsta de aici se spune, fii atent, latura asta e cât asta. Nu le mai măsori. Că triunghiuri congruente la unghiuri congruente se opun la unghiuri congruente. Și tot așa devine latura a treia, asta de aici, va fi cât cea de a treia, pentru că asta de aici e privită de unghiul din A, cum mai era congruent cu A prin că-i construit tu, și latura asta va fi cât asta de aici. Da? Deci câte elemente îți trebuie din cele șase ca să construiești un triunghi până acum? Trei. Și trei ce? Vezi, trei, am înțeles mai înainte două laturi și unghiuri dintre ele. Acum câte o singură latură, și unghiuri la bază, și unghiuri din la baza laturii, de la capetele laturii. Și acum să vedem dacă știm toate laturile. Știm toate laturile, putem construi un triunghi? Deci știm așa, segmentul ăsta, știm alt segment. Și un alt segment, să spunem, cam așa. Deci știm aceste trei segmente de lungime. A, B, B, C și respectiv C, C, A. Cum ar veni acolo cu zichidire, da? C, A. Le știi pe astea? Putem construi un triunghi după... Da. Cum crezi? Păi vom trasa o... Una, da, din ele. Una din ele, de la A până la B. Așa. Deci A, B, o coștim. Și AC-ul. Și cum AC-ul, dar nu știi la ce unghi să-l duci. E o problemă aici. Păi nu știi la ce deschizătură, ce unghi să iei. Când ne-am avut unghiurile, știam că se deschid. Acum a luat-o la atât. Dar dacă ar fi egale, nu? Nu, sunt diferite. Și nu știi, chiar dacă ar fi egal, dar nu știi cum cât s-o deschis. E o problemă, da. Ei, să vezi tu acum ce interesant este. Deci, luăm cu compasul. Da. Și descriem din punctul B până la de cerc. A, nu știu cum se făcea. Ne-am văzut la bisectoare. Da? Un alt de cerc. Și după aia mai facem încă un alt arc de cerc și până la de cerc dreapt. Și... nu, nu. Și acum am luat pe BC, nu? Da. Ce înseamnă? Că eu am luat-o unde am ținut? Aici am luat ținut, da? Din B și am luat lungimea astea. Și am trasat așa, din B, arcul ăsta de cerc. Acum, în A, le iau pe cealaltă și descriu un alt arc de cerc. Și acolo trebuie să lăsăm... Și aici este punctul C. Și când am unit, asta e AC, cât e din Maria. Și asta e BC. Și gata, e triunghiul. Deci ia una din laturi, desenează. Și când unii celelalte se iau cu compasul și se desenează într-una pe rând, da? Da. Trasez două arce de cerc, se întâlnesc arcele cele și unul se întâlnesc în punctul același. Triunghiul s-a construit. Tot așa se face și în partea altă, oriunde. Corect. Și obțin tot un triunghi congruent cu cel dat. Deci dacă cunosc toate laturile, iar pot face triunghiul. Deci, cu alte cuvinte, cazul al treilea care ar fi? Al treilea. L-l-l-l. Toate laturile știute. Da? Deci, iată cum am zis aici. Iată. A, B, C. A, prime, prin C, prim. Da? L-am construit jos. Cele două triunghiuri ce au? Au pe asta. Cât aici, asta, nu? Câtva ne-am luat în măsură. Asta de aici, cât asta de aici, și a treia, cât a treia. Da? Și în felul ăsta, deci, am prins al treilea caz. Dar sunt mai multe? Sau doar?
trei și este și al patrulea, dar acela e mai rar întâlnit, e o consecință acolo. Dar noi să le ținem minte pe ăsta trei. Deci două triunghiuri când se coprinte? Când dau câte un unghi și laturile ce-l formează, când dau câte o singură latură și unghiuri la capete, și când dau toate laturile. Toate laturile. Atunci triunghiuri sunt congruente. Dacă le au pe astea trei, triunghiuri sunt congruente și pe celelalte elemente sunt congruente două câte două. Acum aș vrea să facem o problemuță și să vedem împreună. Da. Deci asta vreau să ții minte, cazul acesta de congruență, da? Nu. Așa. Vreți să vă dau din carte? Oameni acum aminte da? Și uite așa. Să dăm o triunghie. Mai bine să zicem și ce înseamnă triunghi isoscel. Care au toate isoscel. Să mă gândesc. Are toate laturile egale. Echilateral. Are toate laturile egale. Adică e un fel de triunghi. Cum îl împărți? Deci toate laturile sunt egale. Ăsta e triunghi echilateral. Așa. Se cheamă triunghi echilateral. A, B, C. Triunghi echilateral. Egale toate laturile. De ce nu ușor de făcut? Da? Triunghi echilateral. Toate laturile egale. Și unghiurile de aici, toate sunt de 60 de grade. 60 de grade, 60 de grade. Toate unghiurile, nu? Sunt de 60 de grade. Da. Ok. Deci asta se cheamă triunghi echilateral. Echilateral. Isoscel are numai două egale. Isoscel așa este. A, B și C. Doar asta e cât asta. Deci e echilateral. Și asta este isoscel. Are A, B aici cu congruent cu A, C. A, B, cu A, C. Doar două. Deci echilateral toate, isoscel doar două. Bun. Acum, hai să privim spre ceea ce înseamnă deci următoarea problemă vreau un triunghi echilateral. Să dăm un triunghi echilateral. Deci toate unghiurile A, B și C. Toate laturile și unghiurile de aceeași măsură. Deci, în ipoteză, scriem triunghiul A, B, C echilateral. Când am pronunțat cuvântul echilateral, în mintea ta se declanșează chestia asta. Toate laturile și unghiurile sunt egale. Deci, imediat, tu știi ce spui acum. B pe AB egal cu, dacă ne referim la lungimea, AB egal cu BC și egal cu C, A. Și unghiul A e congruent, dacă vrei, sau egal cu unghiul B și egal cu unghiul C. Și egal de câte grade? 60 de grade. Măsura asta e de 60 de grade. 60 de grade. Când am zis echilateral. Nu neapărat scriu ea de asta. De unde știu eu că are 60 de grade? Păi toate unghiurile adunate într-un triunghi. Echilateral. Nu, într-un triunghi, orice triunghi, fac 180 de grade. Deci toate astea adunate fac 180 de grade. Și dacă fac 180 de grade, atunci înseamnă că ei fiind egal, 180 împărțit la 3, fac 60. Da? 180 împărțit la 3, fac 60. Și în clipa în care am spus așa, mai adaug acum. Să iau un punct M. M pe... Hai să iau pe AB. M pe AB. M pe BC.
Deci, iem, a lăsat de aici, așa, iem pe BC și P-ul pe AC. În felul următor. Deci, zicem că mă aparține, aparține lui AB, mă aparține lui AB, cu precizarea, mă, N aparține lui BC, segmentul e așa scris, BC, adică pe interior. Spun asta că mă nu este în capete. Când am zis deschis, înseamnă că e interiorul segmentului. Nu-i la capete. Nu-i discut să fie M la capete, M și P, la fel pe A, C. Dar nu oricum. A, M, să fie cât B, N, A, M, egală cu B, N, și egală cu C, P. Deci A, M, cu B, N și cu C, P. În concluzie, să se arate că triunghiul MNP e tot echilateral. Deci să arătăm că triunghiul MNP MNP e echilateral. Asta ar fi problema noastră. Trebuie să trebuie triunghiul ABC. Vedem că se iau punctele cele așa încât AM să fie egal cu BN egal cu CP. Și să arătăm că triunghiul care este tot echilateral și la, adică tot se întâmplă la fel, laturile sunt toate egale. Ca să fie echilateral, ar trebui să arătăm latura asta decât asta. Și cu asta la fel, nu? Deci toate laturile egale între ele. Ei, să se vezi cum pornim noi la treabă. Eu vreau să arăt că latura asta, de aici, da? Este cât asta de aici. Da, dar latura asta pe M, în ce triunghi o pot prinde? În ce triunghi este ea? Adică face parte din ce triunghi latura asta? AM. AM. AM, P. Deci în triunghi eu AM, P. Da, AU nu ar trebui să fie la mijloc. Ce? AU. AU să fie la... La mijloc, într-un fel, vârful. Dar nici mijlocul cui să fie AU? Nu se pune problema în mijlocul cui. Vorbim din mijlocul cui segment sau știu, nu? Dar aici e vorba de faptul că PM, pe care vreau eu să arat că este cât până, PM intră în triunghiul ăsta. Iar cealaltă, iar până, asta la altă, intră în care triunghi? Până. Ia uite-te tu. Până C. Intră în triunghiul până C. Și acum visez. Dacă cele două triunghiuri ar fi egale, dacă ar fi ele congruente, cum spunem noi, atunci toate elementele ar fi congruente și latura asta PM care intră în el va fi congruentă cu PN care intră în celălalt triunghi. Deci eu iau triunghiul de aici și cu triunghiul ăsta și încep să le compar. Bă, voi ăsta două triunghiuri, ce păi, ce aveți voi? Nu-i P-ul, nici nu poți să fii, nu-i comun, că P-ul este aici odată și ăsta din partea altă, ca un, nu-i un comun, nu este aceeași unghi. Este un vârf care coincide, dar nu, n-are nicio treabă. Exact cum am dus și mai multe unghiuri într-un punct. Știi bine, nu? Nu să... Ce au cele două triunghiuri? Păi iau unghiul A, ăsta de sus, cât de grade are?
Un dolar. Păi face parte din triunghiul de înainte. Da? Da. Dar unghiul ăsta de aici, pe ce? Opa, au câte un unghi. Au câte un unghi. Dacă au câte un unghi? Atunci mintea îmi fuge repede, dacă au câte un unghi, ce ar fi să arăt că natura e care formează. Deci dacă aș putea, acum, gata, au câte un unghi, sigur. Că fac parte, ăsta de aici face din triunghiul mare, și ăsta face iar din triunghiul mare și era triunghi echilateral, deci toate sunt egale. Deci aici de grade. Deci au câte un unghi de aici și cât asta. Da. Și ce laturi îmi trebuie să acum ca să mă duc? Laturi care formez unghiul. Păi P, A și A, M. Deci P, A cu cineva din partea asta. Da. Păi atunci știam că A, M. A, nu egală cu? Cu P. Foarte tare! Ai din ipoteză. Am din ipoteză, sigur că da. Deci îmi dă. Deci, vezi, că am prins asta. Am asta de aici, cât asta de aici, din ipoteză. Deci avem un unghi și o latură. Și o latură. Acum trebuie neapărat latura asta, care închide unghiul, ca să mă duc în latura unui latură. Deci îmi trebuie asta, înnebunit sunt. Tu la nu egal cu MB? P, A, asta. Egal cu MB? Cu MB? Da. Nu, cu MB, nu? Da, nu trebuie MB. MB? MB, MB. MB? Da. Dar de unde știi tu că P cu MB? Păi dacă A e egal cu PC. A e egal cu PC. Atunci MB nu e egal cu PA? MB cu PA, dar de unde ți-a ieșit asta? Păi, am spus acolo că AM e egal cu PC și au ocupat jumate... Nu jumate. Nu, într-un fel, un pic din unghi. Și mi-a mai rămas, cum ar fi rămas același lucru ca la PA și MB. Pentru că am văzut același lucru din... Dar ți-o triunghiul mare, ce fel de triunghiul ăla? Ce fel de triunghi? Era echilateral. Și ce face triunghiul echilateral? Are toate laturile egale. Adică toată asta, e că toată asta și cât asta, da? Da. Și dacă din toate asta, din toate... Am scăzut un M, AM. AM, pețica asta. Și în cealaltă am scăzut un PC care e egal cu AM, nu înseamnă că PA e egal cu MB? De acord. Da, MB intră în altă parte. Eu aici vreau să fie. CN, cu CN să fie. Păi știm că laturile sunt isoscel. Triunghi este... Este echilateral. Și noi observăm că am luat AM, PC, și observăm că și MB este în fel egal cu egal cu AM. Păi da, dat în ipoteză. Și MB cu și egal cu AM și cu PC. Așa. Și dacă de aici rezultă că PA este formează. Nu, PA cu cine este din triunghiul ăsta? Neapărat din triunghiul ăsta. NP. PA cu cine din triunghiul ăsta aici? Care îl vede de acolo. PA, care este completarea unghiului de aici, cu ce latură din triunghiul ăsta? Din triunghiul ăla? Sigur că da. CE. CN. Ca să formeze unghiul dintre ele. Văzi ce eram eu nebunit? Ce spuneam ții mai devreme? Am luat triunghiul ăsta și am analizat cu ăsta. Cele două triunghiuri au. Ăsta din 60-60, că fac parte din triunghiul mare. Au pe AM cât CP din ipoteză, că am dat-o eu așa. Corect. Și acum mi-e trebuia din pământ, din iarbă verde, să zic așa, îmi trebuia latura asta, cu galben, cu latura asta de aici, ca să mă duc în latură, unghi, latură. Latură, unghi, latură. Să mă încadrez în treaba asta. Și am avut baftă, că mi-a ieșit foarte bine. Unghiul era dat din ipoteză, latura AM cât CP din ipoteză și cum triunghi era echilateral, toată asta e cât asta și dacă am scăzut bucățele egale, adică nu B cât CP, a rămas AP să fie cât CN. AP cât CN. Și atât ce fericit sunt că triunghiurile sunt congruente. Și dacă sunt congruente, toate elementele sunt congruente. Adică și PM e cât ce... Da.
Hai să scrim asta. Să vezi cum redactăm acum. Deci, zicem rezolvare. Sau demonstrație. Demonstrație. Fie triunghiurile, astea care le-am luat spre analiză. Fie triunghiurile care, te rog să spui tu. PAM. PAM. Și. Și PCN. PCN. Cele două triunghiuri au acolate. Nu știm ce despre el, dar îl luăm spre analiză. Ce au? Păi au că PC egal cu AM. PC. Corect. PC, foarte bine zis, PC egală cu AM, dar dacă vrei să zicem sub limbaj de congruență și PC congruent cu AM, dar eu nu știu că sunt congruente. Eu așa spun, nu știu, ipoteză. Știu, ipoteză. A fost dat în ipoteză. Ce mai au cele două triunghiuri? Mai au unghiurile A și C. Deci unghiul A, unghiul A, congruent cu unghiul C. Și în paranteză, păi, de măsură 60 de grade. De unde? Tot din ipoteză. Tot din ipoteză, că autorul a spus că triunghiul este echilateral. Uite, este scris acolo. Ce mai au? Păi mai au în comun că CN este egală cu, nu stați că am spus. Da, ce e N cu AP, dar trebuie să demonstrăm. Așa, nu-i scris în ipoteză. NB egal cu AM și cu PC. Deci N B egal cu CP. CP. Da, și AM. Și cu AM. Da, da. Dar nu ne mai... NB ne duce și cu CP. Da, și aici rezultă... Hai să scrim așa. Toată asta AC e egală cu CP. Hai să scrim așa. AC e egală cu C... B. AC cu CB. Din cauza, din ipoteză este scris asta. Uitați-vă, este scris acolo. Da. AC cu CB. PC, dedesubt PC, egală cu NB. Este scris din ipoteză? Da. Din ipoteză. Tragem linii și le scădem. Și atunci înseamnă că AC minus PC. AC minus PC. Egal cu AP. Egal cu CB minus NB. CB minus NB. Corect. Ia-s membru cu membru. Da. Dar AC minus PC cine îmi dă? Îmi dă... AC minus CP. Îmi dă... AC minus PC. CP. Nu. AC toată minus CP. AAP. AP. AP. Egală cu cine? Cu M... CB minus NB. CB minus NB. CN. CN. Ce e? Da? Foarte tare. Am prins și a treia asta. Asta e din demonstrație. Am un ce la ea. Nu am avut-o din ipoteză. Și iată că ce elemente am. O latură de la 1. O latură de la un triunghi. Adică asta de aici. Da. Cu cealaltă, nu? PC. Da. PC cu AIA. Este. Unghiul ăsta cu unghiul ăsta. Deci unghiul A cu unghiul C. De acord. Și mai au și latura asta. Asta e. Demonstrată. Care latura CN, uitați-o, CN, este cât? AP. Și acum, conform cazului latură, unghi, latură, adică asta e de bază, da? Da. Demonstrată. Și astea două din ipoteze. Le subliniez pe aceste trei elemente. Ce rezultă de aici? Că triunghiurile luate în discuția astea care le-am analizat noi sunt acum congruente. Deci rezultă că triunghiul PAM, PAM e congruent cu triunghiul PCN. Cu triunghiul PCN. Deci triunghiurile care le-am luat spre analiză, după ce le-am găsit
Și ne-am plasat în cazul latură unghi-latură, adică au câte un unghi și laturile care formează, adică latura asta cât asta, asta cât asta. Deci, în clipa asta, rezultă că triunghiurile luate în discuție sunt congruente. Și dacă sunt congruente, și celelalte elemente care nu le-am... care nu au rămas... Le-am analizat, sunt congruente. Da, sunt congruente și ele. Și n-am avut nevoie de alte. Dar fiindcă triunghiurile sunt congruente, acum și ele sunt congruente. Adică cine sunt congruente? Pe N. Pe N, corect. Pe N. Congruent, egal, dacă vrei congruent, punem așa segment și spunem pe el congruent cu... PM. Așa. PM cu PM. Și congruent. Numai atât. Deci latura a treia, cu latura a treia, că nu mai au alte laturi. Nu? Latura asta e cât asta. Da. Și, de asemenea, și unghiurile. Care unghi? Mm-hmm. E, ăsta din unghi cu care crezi tu de aici, din partea asta? Unghiul din mă, cu care unghi? Cu PC. Prin trei litere să-l citești. Păcână. Păcână. Crezi păcână. E băgat litera că la mijloc. Păcână. Asta e de 60 grade. E cât asta e 60? L-ai luat în discuții. Deci unghiul ăsta A, M, P. Da. A, M, P. Adică ăsta de aici. Da. Cu care din... Cu, nu cu ăsta, nici voar. Cu unul din ăsta două. Pe, nu știu, ce pe ne. Ce pe ne, sigur? Pare așa după ochiul tău, nu? Adică ăsta de aici pare să fie cât ăsta, pare să fie. Dar cum îl stabilești tu? Zici așa, măi, în A, M, P, A, M, P, unghiul ăsta din M, se uită spre cine? Spre A, P. Dar apă cu cine era egală? Apă era egală cu CN. CN? Spre CN cine se uită? Pău. Adică acum ești hotărât? Acum ce? Ești sigur că e vorba de CPN? Că te-am întrebat, te-ai sigur? Spune, nu prea știu, sigur. Dar acum tu ai spus asta, că spun imediat. Unghiul de M, între unghiul de mai sus, privește spre apă. Apă? Este cât CN. Și CN îi privi de unghiul din P. De aceea mă cu ăsta de aici. Deci adăugăm acum cu unghiul, spune tu unghiul care? Unghiul A, M, P. A? A, M, P. Așa, P, corect. Congruent cu unghiul? N, P, N, P, N. N, P, N. Cum ai zis acolo? Ia, eu vreau să spun ce pe ne. Dar e pe ce? E important litera să fie băgată la litera. Așa. Și a rămas al treilea unghi de aici. Cu care unghi să subînțelegi dintre unghiul ăsta? Cu care? Cu ne. Cu ne. Deci adică? Adică cine pe? Tot așa. Cu P privește spre A, M. A, M este cât P, C și P, C e primită din unghi de N. Și atunci spunem că în momentul de față A, unghiul A, P, N, M, A, P, M, unghiul A. Nu A, E, P? A, E, N, A, E, N, P, unde?